Ziua Europei, o zice, sărbătorește pacea și unitatea în Europa, este sărbătorită anual în 9 mai. Pe lângă această aniversare, 9 mai marchează și Ziua Independenței României și a sfârșitului celui de-al doilea război mondial, denumită și Ziua Victoriei. În 1950, la această dată, ministrul francez al afacerilor externe, Robert Schuman, propunea plasarea producției de cărbune și oțel sub controlul unei autorități comune, evitând astfel izbucnirea unui nou conflict militar între națiunile Europei. Propunerea cunoscută sub numele de Declarația Schuman este considerată a fi piatra de temelie a Uniunii Europene. Ministrul Robert Schuman spunea că Europa nu va fi construită dintr-o dată sau ca urmare a unui plan unic, ci prin realizări concrete, care să creeze în primul rând o solidaritate de facto. Pacea mondială nu poate fi asigurată fără a face eforturi creatoare proporționale cu pericole care o amenință. Contribuția pe care o aduce Europa civilizației, o Europă organizată și activă, este indispensabilă pentru menținerea unor relații pașnice, mai spunea el. Așa începe una dintre cele mai importante declarații ale secolului trecut. Schuman avea să prezinte ideea lui Jean Monnet de a face războiul imposibil. Practic, Schuman invita Germania și alte state europene să se alăture unei noi ordini continentale. După declarația sa, cancelarul Germaniei de Vest anunța că este de acord cu propunerea acestuia. În 18 aprilie 1951 a fost semnat tratatul de la Paris, care instituia Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului între Germania, Franța, Belgia, Italia, Luxemburg și țările de jos. În 25 martie 1957, aceste state au semnat tratatele de la Roma, care instituiau Comunitatea Economică Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice. Atât tratatul de la Roma, cât și tratatul Comunității Europene a Energiei Atomice au intrat în vigoare în 1 ianuarie 1958. Acestui amplu proiect i s-au alăturat de-a lungul timpului încă 22 de state europene, adică Irlanda, Marea Britanie și Danemarca în 1973, Grecia în 1981, Spania și Portugalia în 1986, Suedia, Austria și Finlanda în 1995, Cipru, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Slovacia, Slovenia, Polonia și Ungaria în 2004, Bulgaria și România în 2007 și Croația în 2013. Fapt ce a dus la crearea unei imense piețe unice, denumită și piața internă. În 31 ianuarie 2020, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a părăsit Uniunea Europeană. Comunitatea Economică Europeană a devenit Uniunea Europeană prin intrarea în vigoare în 1 noiembrie 1993 a tratatului privind Uniunea Europeană. Documentul reprezintă actul constitutiv al Uniunii Europene. În 2022, având în vedere agresiunea militară neprovocată și nejustificată a Rusiei împotriva Ucrainei, Ziua Europei este un moment și mai important pentru a reafirma atașamentul față de pace, de a arăta unitatea și solidaritatea cu Ucraina și poporul ucrainean și de a susține valorile universale, cum ar fi libertatea și democrația într-o ordine globală bazată pe reguli. Cele două evenimente majore, și anume Anul European al Tineretului 2022 și conferința privind viitorul Europei, reprezintă un moment oportun pentru a discuta despre provocările cu care se confruntă europenii, dar și despre propunerile de înfruntare a acestora. Conferința lansată la începutul anului 2019 a fost un exercițiu fără precedent de democrație deliberativă în care cetățeni din toate colțurile Europei își spun cuvântul cu privire la viitorul continentului, dezbat provocările și prioritățile Uniunii și dialoghează cu factorii de decizie politică cu privire la sugestiile lor. La Strasbourg, de Ziua Europei, un raport cu rezultatul conferinței va fi înaintat președinților Parlamentului European, Consiliului și Comisiei. Pentru a marca Ziua Europei, instituțiile Uniunii Europene îi invită pe toți cetățenii să participe la cât mai multe activități, atât online cât și fizic, în toate statele membre ale Uniunii Europene, precum și la sediile instituțiilor din Bruxelles, Luxemburg și Strasbourg.
Ideea privind marcarea unei zile a Europei a fost introdusă de către Consiliul Europei în 1964. Comunitățile europene au luat decizia în 1985 de a institui această zi în data de 9 mai. Începând din 1993, sărbătorirea acestei zile a crescut semnificativ. Luxemburg este primul stat membru al UE care a declarat Ziua Europei în 2019 drept sărbătoare națională, marcând faptul că omul de stat Robert Schuman s-a născut la Luxemburg în 29 iunie 1886. Prima semnificație a zilei de 9 mai pentru România este legată de proclamarea independenței statale în 1877, care nu a fost un act spontan, ci o încununare a strădanilor tot mai numeroase din acei ani, o aruncare peste bord a ultimei verigi a suzeranității otomane. În 1877, la această dată, ministrul de externe de la acea vreme, Mihail Kogălnicianu, declara în Camera Deputaților: suntem independenți, suntem națiune de sine stătătoare. A doua zi, în 10 mai, independența a fost proclamată din nou și votată de către Camerele Reunite, după care a fost promulgată de către domnitorul Carol I și publicată în Monitorul Oficial. După făurirea statului național român în 1859 prin unirea Moldovei cu țara românească sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza, statul român a trecut la înfăptuirea unei serii de reforme pentru modernizarea țării, care au constituit temelia proclamării și ulterior a cuceririi independenței de stat. România continua să fie vasală Imperiului Otoman și era silită să recunoască suzeranitatea otomană, să plătească un tribut anual și să accepte stăpânirea porții în Dobrogea, la gurile Dunării, iar independența țării devenise un ideal al tuturor românilor. Războiul ruso-turc, izbucnit în aprilie 1877, a constituit ocazia ideală pentru ca România să își câștige independența, iar implicarea țării oficializată prin actele adoptate de adunarea deputaților și de senat în zilele de 29 și 30 aprilie 1877 a decis soarta conflictului și stabilirea învingătorilor. Pe acest fond, în 9 mai 1877, ministrul de externe Mihail Kogălnicianu spunea: suntem dezlegați de legăturile noastre cu înalta poartă. Guvernul va face tot ce va fi în putință ca starea noastră de stat independent și de sine stătător să fie recunoscută de Europa. A doua zi, în 10 mai, independența a fost proclamată din nou de Camerele Reunite, după care domnitorul Carol I a acceptat-o, proclamând independența de stat a României. Guvernul român a hotărât încetarea plății tributului de 914.000 de lei, suma fiind direcționată către bugetul armatei. Cel de-al treilea eveniment care marchează ziua de 9 mai îl reprezintă anul 1945, când aliații din cel de-al doilea război mondial au obținut victoria împotriva Germaniei naziste, punând astfel capăt celei mai devastatoare conflagrații din istoria continentului european. Marele război patriotic, așa cum a fost denumit de către sovietici, cel de-al doilea război mondial a provocat moartea a 27 de milioane de persoane de pe teritoriul fostei URSS. Poate și de aceea, prezent la peste jumătate de veac de la finalul războiului, poporul rus trăiește intens ziua în care se celebrează înfrângerea nazismului de către sovietici. În 7 mai 1945, în cartierul său general din Rem, Franța, comandantul suprem al aliaților, generalul Dwight Eisenhower, a acceptat capitularea necondiționată a tuturor forțelor germane. Documentul de capitulare a fost semnat în numele Germaniei de către generalul Alfred Jodl și a intrat în vigoare în ziua următoare, în 8 mai. A doua semnare pentru care a insistat liderul sovietic Iosif Stalin a fost făcută de mareșalul german Wilhelm Keitel, a doua zi la Berlin, în cartierul general al trupelor sovietice în Germania ocupată. Din partea armatei roșii a semnat mareșalul Gheorghi Iukov, iar din partea aliaților occidentali, generalul Sir Arthur Tedder, iar actul de capitulare a fost semnat efectiv în 9 mai. Sărbătoarea fastoasă este printre puținele evenimente fost sovietice care îi unește pe toți rușii, iar Kremlinul a folosit tocmai acest sentiment patriotic pentru a organiza în ultimele decenii
parade uriașe menite să arate lumii forța militară a Rusiei. Evenimentul celebrează ziua de 9 mai 1945, atunci când Germania nazistă a semnat capitularea în fața generalilor ruși la finalul războiului în care sovieticii au pierdut cei mai mulți oameni dintre toate popoarele participante la război. A fost organizat pentru prima dată în 1945, însă nu 9 mai, ci în iunie, atunci când în fața dictatorului Iosif Stalin, mareșalii Gheorghi Iucov și Constantin Rokossovski au apărut în Piața Roșie din Moscova, călare pe doi cai. În timpul paradei de atunci, armata rusă și-a expus vehiculele de luptă și avioanele militare, iar soldații sovietici au aruncat drapele de luptă naziste pe caldarâmul din fața mausoleului lui Lenin. Sărbătoarea este astăzi atât de importantă pentru ruși, încât nici în 2020, în cele mai negre zile ale începutului de pandemie din Rusia, Kremlinul nu a anulat evenimentul, ci doar l-a amânat. 9 mai a devenit sărbătoare națională în URSS în 1965, în timpul conducerii lui Leonid Brejnev, când participanții din cel de-al doilea război mondial au început să fie transformați în eroi. În 1965, Marele Război Patriotic și-a continuat transformarea dintr-o traumă națională de proporții monumentale într-un grup de isprăvi eroice care dovediseră odată pentru totdeauna superioritatea comunismului asupra capitalismului, a scris istoricul Nina Tumarkin. Tot de la mijlocul anilor 60, în plin război rece, ziua victoriei a început să coincidă cu uriașe parade militare în care sovieticii își etalau arsenalul militar. Tradiția a fost păstrată și de primul președinte al Rusiei, Boris Eltsin, însă evenimentul avea să devină cu adevărat grandios odată cu preluarea puterii de la Kremlin, de către Vladimir Putin. Anul acesta, de 9 mai, gama de arme care urmează să fie afișată în timpul paradei a fost redusă semnificativ față de anul trecut, în special din cauza implicării armatei ruse în ceea ce Kremlinul numește operațiunea specială din Ucraina. Sub conducerea lui Vladimir Putin, sute de mii de spectatori au început să se adune de 9 mai pentru a-i urmări pe militari mărșăluind printre tancuri și rachete. Panourile publicitare și autobuzele au prezentat în ultimii ani afișe cu Stalin. De asemenea, nenumărați ruși obișnuiesc să participe la eveniment cu fotografiile rudelor pe care le-au pierdut în cel de-al doilea război mondial. Ivan Curila, profesor la Universitatea Europeană din Sankt Petersburg, declara în 2018 că recunoașterea sacrificiilor de familie în timpul războiului este singura formă de unitate socială pe care o are poporul rus.